Salutare și bine ați revenit la o nouă rețetă cu Thermomix TM6. După cum ați văzut, astăzi vom face cornulețe bicolore cu Nutella. Așa că hai să trecem să vedem ce ingrediente avem nevoie. Vom avea nevoie de 700 de grame de făină, după care vom avea nevoie de 100 de grame de zahăr, vom avea nevoie de 2 ouă, o drojdie proaspătă de 42 de grame, vom avea nevoie de 200 de ml de lapte, 100 de ml de ulei, o esență de vanilie, vom avea nevoie de sare, 40 de grame de cacao și 60 de grame de apă fierbinte. Acum să trecem la treabă. Ca primul lucru, o să luăm capacul de pe bol, o să punem cântarul, o să avem nevoie prima dată de lapte, de 200 de ml de lapte, așa că dăm pe tară și acum o să punem încet. Încă avem 200 de ml de lapte. O să punem capacul. O să ne întoarcem înapoi la timer. O să punem 2 minute. O să punem la 37 de grade. La viteza 1 și 5. Acum că s-au scurs cele 2 minute, o să luăm din nou capacul jos, o să luăm drojdia. Drojdia trebuie să fie proaspătă. După care o să adăugăm 100 de grame de zahăr. O să dăm iar tara pe 0 și o să adăugăm 80 de grame de făină. După ce am adăugat 80 de grame de făină, acum o să dăm la 1 minut, o să punem 1 minut, la 37 de grade, nu uităm să punem capacul și o să dăm la viteza 1 și 5. Acum o să punem temporizatorul. 10 minute, lăsăm laptele cu drojdia și cu zahărul și făina în bol. Acum că s-au scurs cele 10 minute, oprim temporizatorul. Luăm capacul. Dăm la cântar. Și o să adăugăm restul de făină, adică ce a rămas, 620 de grame. Facem așa o gropiță în făină. O să adăugăm 100 de ml de ulei. O să adăugăm 2 ouă. Praful de sare, și esența de vanilie. Punem capacul înapoi, așezăm bine, dăm la spic și o să dăm la frământare la 4 minute. Acum că s-a terminat frământarea, o să scoatem aluatul un bol. Eu am pregătit aici un bol, o să lungem puțin cu ulei. Aluatul trebuie să iasă așa. Acum o să formăm o bilă.
O să împărțim bila aceasta în două. O jumătate o lăsăm în acest bol, jumătate o punem în bolul de la Thermomix înapoi. Deci împărțim aluatul în două. Jumătatea aceasta o punem în bolul de la Thermomix. Aranjăm frumos așa în bol, după care dăm cu folie deasupra. O punem într-un loc călduț și o lăsăm până își dublează volumul. Cealaltă jumătate am pus-o înapoi în Thermomix, o să punem din nou aici. O să luăm cele 40 de grame de cacao, 60 de grame de apă fierbinte și o să punem peste cacao apa fierbinte și amestecăm. Adăugăm deasupra peste aluat. Punem din nou capacul și o să mai dăm pentru 2 minute la frământat. Acum s-au terminat și minutele de frământat aluatul cu cacao. Așa mi-a ieșit. Acum o să-l punem în bol. Bolul trebuie să fie uns cu ulei, cum v-am mai spus mai devreme. Luăm din nou folie. Acoperim bine cu folie. Au trecut 45 de minute, după cum vedeți, aluatul și-a dublat volumul, așa că acum o să punem un pic de făină și o să întindem primul blat. Acum o să dăm deoparte acest aluat. O să întindem aluatul cu cacao. Acum deasupra o să punem celălalt aluat. Acum o să împărțim aluatul. O să formăm triunghiuri. Eu așa am făcut. După care iau fiecare triunghi și îl mai dau un pic cu sucitorul deasupra. Un pic. Fac o tăietură aici. O să pun Nutella. După care învârtim și ăsta o să fie cornul lețului. Așa procedăm cu fiecare. Aici mi-a ieșit prima tură de cornuri. Acum am pregătit aici două gălbenușuri și un pic de, le dau cu o pensulă deasupra. Acum le-am uns cu ou și o să le pun la cuptor pentru 25 de minute la 180 de grade. Terminat și a doua tură de cornuri, am făcut și cornuri așa mai mari să văd cum iasă, că nu am încercat niciodată, așa că o să vedem după coacere. Și cornurile sunt gata, câteva deja s-au și mâncat. Uitați cât sunt de pufoase. Hai să vă arăt și interiorul.
Acesta este și interiorul. Sper să vă placă această rețetă. Dacă o încercați, aș dori să îmi lăsați un comentariu cum v-a ieșit și vouă rețeta. Să dați un like și ne revedem la o nouă rețetă. Până atunci, pa, pa!